Dragii mei, mergem la eveniment, din păcate este un accident în față, pe o motocicletă. Sper ca motociclistul să nu fi pățit nimic. Salutare dragii mei și bine v-am găsit la un episod foarte special, pentru că la mine toate episoadele sunt speciale. Astăzi mergem la evenimentul creat de Happy Sport. Va fi o tură în oraș, o tură de bicicliști în masă. Și acum vom merge mai întâi la Tuns. Revenim cu imagini de acolo. Dragii mei, m-am tuns, vedeți și voi, ați văzut în imaginile anterioare. Mulțumesc mult, Robert, pentru tunsoarea asta. Chiar nu-mi place, mai tuns mai bine ca niciodată. Dați un follow lui Robert aici, are o pagină rb_barber. Voi lăsa linkul lui în descriere. Până atunci, vom merge la evenimentul din această seară, creat de Happy Sport. Dragii mei, mergem la eveniment. Din păcate, este un accident în față, pe motocicletă. Sper ca motociclistul să nu fi pățit nimic. Haideți să vedem despre ce este vorba. Dragii mei, urmează să plecăm în scurt timp. Va fi un traseu destul de frumos, destinat copiilor mai mult. Sper să fie o activitate destul de frumoasă. Sunt foarte bucuros pentru că sunt foarte mulți copii. Sunt foarte mulți copii care au ieșit la această plimbare organizată de magazinul Happy Sport și sunt încântat să văd atât de mulți copii la mișcare, de toate vârstele, de la 5 ani până la, nu știu, sunt oameni cred că au și 50 de ani și este un plus pentru noi și o mișcare ca aceasta nu ar strica niciodată. A fost oprită intersecția pentru a trece, pentru că ritmul de mers nu este foarte mare, pentru că sunt și copii mici și trebuie să ai un ritm constant și mic. Uitați acolo un copilaș cu o bicicletă fără pedale, e foarte simpatic. Suntem la podul cu lanțuri, vom merge pe dig pentru a nu încurca circulația, pentru că aici circulă și mașini de mare tonaj. Și așa vom ajunge până în parcul Ghirești, undeva la 3 km pe un drum pietruit. De acolo, de la parcul Ghirești, ne vom întoarce înapoi spre piața Tupărorului. Lumea e foarte calmă, părerea mea față de tura aia, de seara aia. Ce-a fost în seara aia? Lumea nu mai vedea, nu știu, dar era foarte... Dădeau tare și nu erau așa, intrați unul în altul, așa văd oamenii că sunt foarte pașnici și îmi place, pentru că sunt și copii, din cauza asta e așa. Atenție! Aoleu! Sunteți ok?
Aia, s-a dezechilibrat puțin. Haideți, haideți copii, haideți că se apropie și capătul cozii. Dragii mei, știți ce îmi place la toată treaba asta, la toată ieșirea asta? Îmi place că părinții își scot copiii la mișcare și e un lucru în bine, pentru că sportul dezvoltă oamenii, dezvoltă cunoștințe, dezvoltă tot felul de aptitudine ale copiilor. Și mă bucur foarte mult. Poate pare banal să pedalezi la o bicicletă, dar nu e așa, cei care fac sportul ciclism o spun din propria experiență. Și îmi place foarte mult că este foarte multă lume, dar suntem răsfirați, pentru că în momentul de față nu ne mai escortează poliția și ne îndreptăm spre parcul Ghereiești. Suntem la jumătatea drumului, mai avem undeva la 1 km, nu cel mult. Te întreb ceva, Tudor? Da. De la câți ani mergi pe bicicletă? De la câți ani mergi pe bicicletă, Tudor? De la 4-5. 4-5? Wow, super! Și ai învățat cu roți ajutătoare, nu? Da. Bravo. De la 6 ani am învățat să merg pe 2 roți. Super tare! A, și vrei să mergi ca tatăl tău la concursuri, nu? Da. Bravo, mă bucur pentru tine. Eu sunt cam cel mai rapid. Din clasă sau de unde? Sunt cel mai rapid copil din clasă cu bicla. Mă bucur pentru tine, felicitări. Ai și cască și mănuși, ești da. Echipat. Bravo. Păi doar de-aia am mers la Happy Sport, ca să ne iau echipamentul. Felicitări, bravo. Îmi place magazinul Happy Sport. Îți place magazinul Happy Sport, nu? Da. Și oamenii de acolo sunt frumoși, nu? Da. Bravo. Uitați, un copil care gândește frumos și pur, un copil căruia îi place sportul și mă bucur foarte mult și vreau să te felicit, Tudor, vreau să te felicit pe tine, Răzvan, pentru un copil ca acesta de minunat. Felicitări, Răzvan! Mama. Încă un pic, încă un pic! Am ajuns la Ghereiești. Ce faceți, băieți? Și returi! Cu așteptare. Cu așteptarea oamenilor, nu? Frumos. Încă un pic, încă un pic. Haideți, haideți. Cheers. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ușor, ușor, sunt și copii. Bravo! Ușor, ușor! Ușor, bravo! Bravo, 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 bravo! Hai, 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 bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo! Bravo, bravo! Hai, Tudor, hai! Bravo! Bravo, bravo! Bravo!
Bravo, încă puțin. Bravo, încă puțin. Bravo, bravo, încă puțin. Bravo, 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 bravo. Bravo. Haide și voi, bravo. Dragii mei, ne apropiem de final. Codrin, ce părere ai despre acest eveniment? Un eveniment ok în Bacău pentru a mai promova mișcarea. Organizarea a fost destul de ok, în afara faptului că oamenii nu prea au respectat regulile. Mergeam pe contrasens, dacă vă spune asta. Asta e adevărat. Noi am încercat să facem tot ce am putut. Fiind voluntari, am încercat să îndrumăm lumea la bine. A fost un traseu undeva la vreo 6-7 km, destul pentru copii. Și frumos, o recreere, ultima zi de școală, adică am intrat în vacanță, de fapt. Haideți că mai avem puțin până la Casa de Cultură și ne auzim de acolo. Dragii mei, aici se termină și evenimentul de astăzi. Mulțumesc tuturor oamenilor care au participat. Mulțumesc, Codrin. Mulțumesc, Adrian, că a fost alături. Și mulțumesc tuturor oamenilor din echipa Happy Sport. Și sper să ne auzim la cât mai multe ieșiri ca acestea, la trasee. Și mulțumesc mult că m-ați vizionat. Nu uitați să ieșiți în natură și să pedalați. V-am pupat, pa, pa.